Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit la Escu TV. Intrăm direct în subiect. Astăzi am invitat în emisiune la Escu TV pe Horea Brenciu. Horea, bine ai venit la Escu TV și îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mă bucur și eu foarte mult să vă văd. Am promis colegilor noștri români și francezi și ție, Marius, că voi sta liniștit în cadru. Nu zic că voi duce promisiunea până la capăt. O să mă mai agit puțin, o să mai dau cu capul de laptop. Iertați-mă dacă nu sunt stabil în cadru. Oricum, suntem obișnuiți cu felul tău de a face atmosferă, așa că ar fi un pic cam foarte nu neapărat dificil, dar ar fi inuman să-ți cerem să stai cu minte în pătrățica ta. Da, acum vreau să, înainte să pui tu întrebările, vreau să spun eu o întrebare. Când ai văzut tu un spectacol de-al meu? Live nu am văzut niciun spectacol, din păcate, până acum. Ce pierdere! Da. Sau nu, nicio pierdere! Nicio pierdere! Dar, da. Pe YouTube, evident. Nu cred că e o idee foarte bună să ratez la infinit concertele tale. Da. Până la urmă, dacă nu vei veni tu aici, poate că mi-au eu un bilet de avion și vin la un concert de-al tău atunci când va fi posibil, evident. Sigur, deja vis-a-vis de spectacole, un an fără spectacole înseamnă foarte mult pentru mine. Și cu siguranță nu sunt singurul care resimte această dorință de reîntoarcere pe scenă. Dar cu siguranță anul viitor am înțeles că s-au găsit vaccinuri. Din Rusia până în Canada, de la Polul Nord la Polul Sud s-au găsit tot felul de vaccinuri, astfel încât trebuie să ne întâlnim anul viitor. Iar eu sunt pregătit să fac foarte multe lucruri, mai ales că mă antrenez în această perioadă. Foarte mult. Horea, pentru că ai deschis tu un subiect pe care vreau eu de altfel să-l deschid, concertele, cum te simți în perioada asta, departe de scenă, departe de public? Eu, spre deosebire de alți confrați de-ai mei cântăreți, am intrat mai târziu în branșa asta a cântăreților. Ca atare, să zic așa, trupa mea, HB Orchestra, am înființat-o în urmă cu vreo 16 ani. Deci, practic, eu am început de 16 ani să încet, încet să cânt în modul profesionist. În 2008 am scos primul album și iată-mă acum la cel de-al treilea album și anul viitor intenționez să scot alt album și așa mai departe, cu muzică originală. Eu mi-am format spectacolele strict pe cel mai important lucru pe care l-am considerat și pe care l-am învățat în perioada în care eram prezentator. Pentru cei care nu își aduc aminte sau pentru cei care nu știu, în 1993, undeva pe TVR1, într-o duminică de 3 octombrie, începeam Robingo, primul concurs de cultură generală cu format internațional din România. Și asta mă făcea pe mine primul prezentator din epoca modernă, de după 89 din România. De atunci au trecut foarte multe momente în care fără public nu puteam respira, fără public nu puteam învăța, fără public nu puteam să-mi fie oarecum jenă de mine, pentru că am fost și tânăr și nu știam mare lucru. Practic, publicul a fost într-o stare permanentă 27 de ani de interactivitate cu mine. Îți dai seama că atunci când m-am apucat de cântat, de fiecare dată, și asta e o vorbă pe care la care țin foarte mult, cea mai importantă voce dintr-un spectacol este a publicului, nu a cântărețului, din punctul meu de vedere. Și spectacolele mele au acest mod interactiv în care orice melodie aș cânta, că este a mea, că este un cover, că este o melodie de pe pământul ăsta, vreau neapărat să o fac interactivă. Și dacă ar fi să revin la întrebarea ta, cum să mă simt fără scenă, mă simt ca și când te duci într-o pădure, urli și nu-ți vine niciun ecou înapoi. Mă simt fără un ecou al sufletului, al inimii, cum vrei să-i zici. Ideea că mă simt, am încercat de câteva ori și am avut câteva aventuri, să spun așa, în streaming-uri, în online-uri, dar de fiecare dată cântam, se oprea melodia și nimeni nu participa, nu aplauda,
nu mă făcea să trăiesc, pentru că asta face publicul din fața mea, mă face să trăiesc, să simt, băi, merită să fac toate eforturile, să fiu prezent pe scena asta cu oamenii ăștia în spate și să dau tot ce mai bine, tot ce mai mult, ce mai mult din mine pentru a-i face să se simtă bine, să zâmbească. Pentru că știu foarte clar, dacă omului trebuie în ziua de astăzi ceva, el trebuie să zâmbească, să cânte, să se simtă bine, să nu mai știe de probleme că le avem din plin ca niciun an al existenței noastre. Așadar, concertele online, pentru că este o alternativă în perioada aceasta de pandemie, nu sunt pentru tine neapărat cea mai este bună... Este o, cum să spun, domnule, nu mai avem mămăligă, nu mai avem sarmale, avem biscuiți. Ok, știi? Ok, până vin sarmalele, mâncăm biscuiți. Nu e o problemă asta. E bun până și bronzul. Până vine vinul roșu de calitate, putem să mâncăm și apă plată. Nu e nicio problemă. Este bun și bronzul, cum se mai spune la... Da. Da, deci, olimpiade, da. Important este că, și asta e un lucru pe care cred că și tu, Marius, l-ai gândit, cred că și telespectatorii l-au gândit. Sau dacă nu l-au gândit, credința mea este următoarea. Se împlinesc aproape 9 luni de zile de la ultimul meu concert public, desfășurat undeva la Sibiu, oraș la care țin foarte mult, pe care știi cu siguranță. E bine, de atunci nu am mai făcut niciun concert public. Alternativa mea era următoarea: să stau să mă uit la HBO Go, Netflix sau la Escu TV toată ziua. Da, mai ales sau să muncesc, să mă gândesc, să mă pun într-o formă bună, ca atunci când se termină cu virusul și când oamenii vor reveni în sala de spectacol, să am 1000 de amintiri din perioada asta de pandemie pe care să le împărtășesc. De ce? Pentru că m-am gândit foarte clar. Dacă ai noștri copii, peste 5 ani, se vor gândi, măi, a fost o pandemie atunci. Copiii noștri, nu vreau să rețină faptul că în fiecare zi moare cineva sau se îmbolnăvesc 1000, ci vreau să rețină modul în care noi ne-am înțeles în casă, modul în care noi ne-am armonizat. Vreau să rețină lucruri frumoase din pandemie, nu faptul că un virus nenorocit ne-a stricat tuturor metabolismul. Înțelegi? Asta. Uite un copil în cadru. Da. Când o să vedeți copii în cadru, sunt ai mei sau sunt niște spiriduși. Nu vă faceți probleme, sunt aici, stau cu minți prin casă, ca nu cumva să strice interviul, primul meu interviu, după cel al Adelinei Șovăgău, primul interviu pe care l-am cu tine, Marius Dragă. Horea, pentru că tot ai menționat-o pe Adelina Șovăgău, o foarte bună prietenă de-a noastră, de-a mea personal și de Escu TV, am avut plăcerea să colaborez cu ea și pe partea de presă și la concertul Phoenix, la care ne-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc încă o dată. Oarecum, grație ei, noi doi stăm de vorbă acum aici. Adelina Șovăgău... Grație ei, pentru că ți-a dat numărul de telefon. Nu doar asta, poate că a pus eu... Da, poate că a pus o vorbă bună să te convingă să dai puțin din timpul tău. Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, noi doi ajungeam să vorbim față în față, în fața telespectatorilor televiziunii Escu TV. Dar, în principal, faptul că tu știi ceva despre câteva lucruri despre biografia mea, asta înseamnă că am făcut ceva de-a lungul acestui timp, de-a lungul 27 de ani. Dacă nu era ea în urmă cu 27 de ani, să mă iau de undeva de la galele studențești de la Costinești în 1993, noi nu stăteam azi de vorbă. Dacă ea îmi spunea, Horia, am o emisiune de televiziune, e vorba de seducție, tu ce faci aici la mare? Păi am venit, sunt cu un grup umoristic. Hai până la televiziune. Dacă ea, atenție, nu ne cunoșteam deloc înainte de 93, ea lucra la Radio Vacanța, vă aduceți aminte de... Radio Vacanță și așa mai departe. Dacă nu zicea ea, hai Horia până la restaurantul tineretului, oricum, tot ce discutăm noi acum s-a desfințat, ca să nu mă înțelegeți. Nu mai există niciun restaurant. Și da, acolo filmăm cu TVR-ul. Hai vin, ce să fac? Pentru mine, și asta fac o paranteză, am zis de fiecare dată, pentru că am fost invitat să vorbesc la câteva întâlniri de speech-uri de-astea motivaționale,
în fața unor tineri, le-am zis un lucru foarte clar. La 20 de ani, tu nu ai dreptul să spui nu. Și exact cum eu n-am spus nu la 20 de ani, oricine mă întreba ceva, Horia, vrei să faci asta? Da. Horia, vrei să faci asta? Da. Eram un tânăr din Brașov care nu ieșise niciodată din Brașov decât până la mare cu familia și eram pentru prima dată la Costinești. Și o fată, Adelina, îmi spusese, hai până la un... Vrei să facem o emisiune de televiziune cu tine? Da. Habar n-aveam nimic de televiziune, habar n-aveam cine este Adelina, habar n-aveam... Știam că este TVR1 pentru că era singura televiziune din România. Dar nu știam nimic despre ce mă așteaptă. Și s-a întâmplat să fac prima seducție din viața mea în fața unei camere de luat vederi. Am câștigat proba respectivă și peste câteva luni TVR-ul cumpărase licența pentru Robingo, care provenea din Anglia. Iar oamenii au zis, pe blondul ăla de la emisiunea de seducție, chemați-l, vă rog frumos. Și am venit eu, am dat încă o probă foarte grea, o probă pe care... Acum prezentatorii care vor să se afirme pe posturi TV nu mai dau deloc. Am probe de limbi străine, probe de imaginație, probe de dicție și așa mai departe. Le-am luat pe toate și am intrat pe 93 pe 3 octombrie pe postul național. N-ai nimic de televiziune. Că ăsta e farmecul. Înțelegeți? Cred că a fost mare noroc al vieții mele. Dacă nu era Adelina, dacă nu era TVR-ul, acum... Eram un tânăr cântăreț, pentru că eu urma să intru la conservatorul din Brașov. Cam asta e pe scurt aventura anului 1993. Horia, un lucru pe care puțin îl știu este că în anul acesta, în toamnă sau 2021 în ianuarie, Horia Brenciu cu brandul lui ar fi trebuit să concerteze în Canada. Iată, pandemia ne-a încurcat puțin socotelile, dar sper că vom reuși să realizăm acest turneu la anul. Sper că ești în continuare încântat de ideea de a concerta în Canada, la fel cum noi ca organizatori potențiali suntem. Ca orice român autentic, îți place că m-am început fraza asta? Ca orice român autentic, am ceva prieteni în Canada și m-aș bucura enorm să vin acolo să cânt. Pentru că eu știu foarte bine ce înseamnă și dorul de muzică românească, și dorul de România, și plăcerea de a vedea un om din România care poate să ți le aducă, care poate să ți aducă bucurie acolo. Sau să zic așa, un fel de bucurie românească. Și de a avea și un concert de calitate, evident. Și de a avea și un concert de calitate aici, pentru că asta e foarte important pentru noi. Ideea este că oamenii din Canada, și o spun cu răspundere, dragilor care ne urmăriți acum, nu cred că știți spectacolul meu. Sigur ați văzut frânturi pe YouTube, cei care ați intrat pe paginile unde scrie Brenciu. Dar nu cred că știu foarte mult spectacolul meu, pentru că eu am concertat în special în România. N-am concertat în... Sau n-am avut o linie directă cu Canada sau ceva de genul ăsta. Și cred că surpriza voastră va fi dublă. Chiar vreau să te întreb, ce înseamnă un concert? Atât de vehiculată precum a colegilor mele mai tinere, mai focoase, să mă exprim așa. Deci cred că o să aveți o surpriză foarte tare, pentru că mare, pentru că o să vedeți un spectacol pe care... eu l-am denumit... pur și simplu interactivitate. Pe mine nu mă interesează cum cânt eu, cum mă mișc eu. Eu mă mișc destul de bine, nu zic nu. Nu astea sunt elementele pe care vreau să le subliniez, ci eu vreau ca după fiecare spectacol pe care îl fac eu acolo în Canada, când va fi momentul, când se vor întâlni aștri, când se vor alinea aștri, când plecați de la spectacol să ziceți, băi, ce frumoasă e viața. E, pentru chestia asta am niște secrete, ca un magician care nu poate să îi răspundă pe toate. Și, în general, orchestra mea cu care cânt de 16 ani, pe fiecare dintre ei i-am învățat că fiecare om din trupă este un germene de bucurie. Este un lucru care poate să te bucure. Eu nu sunt omul care își pune trupa în spate și o uită acolo. Eu sunt omul care își pune toată trupa la contribuție, pentru că spectacolul trebuie să fie unul total. Nu o să avem prea multe artificii, dar bucurie o să avem cu siguranță. Da, mă bucur tare mult că
sunteți în continuare interesați, că sunteți în continuare entuziaști la ideea de a concerta în Canada. De altfel, ceea ce am făcut noi până acum, am încercat să aducem românilor de aici concerte și artiști de calitate. De calibru, da. Nu e deloc rău spus. A fost și Loredana aici cu Bendulei, cu Agurida, a fost și Ștefan Bănică, artiști cu care ai colaborat de altfel la diverse emisiuni. Da, am colaborat la X Factor, am fost 5 ani împreună, practic. Și de fiecare dată, eu apreciez foarte mult pe Ștefan și el îmi spune mie obositorul. După cuvântul ăsta mi-am dat seama că clar că mă apreciază. Loredana îmi place Loredana că nu se lasă. Știi, merge mai înainte cu forțe, cu își aia forțe proaspete, face ce face și tot este în fața opiniei publice, ceea ce mă bucură foarte mult. Și cred eu că și Loredana și Ștefan și toată lumea și toți artiștii abia așteaptă să treacă pandemia asta, pentru că am înmagazinat cu toții o energie și o poftă de spectacol incredibilă. Așadar, dragii noștri români de aici, din Canada, vă invităm de pe acum la un concert senzațional cu Horia Brenciu în Canada, atunci când va fi posibil. Tocmai spunea că Loredana este foarte perseverentă. Da. Tu ești... Nu știu dacă ești încăpățânat sau nu, am auzit eu ceva, mi-a șoptit o păsărea. Că... Când e cazul, Marius dragă, când e cazul, eu sunt foarte încăpățânat. Știi să încăpățânat. Ok. Ceea ce nu este rău. Așa, sunt perseverent, nu încăpățânat. Când am avut multe spectacole în România și România este o țară bună în care îți faci mâna, ca să spun așa. S-au întâmplat atât de multe lucruri în cadrul concertelor noastre, în cadrul momentelor noastre muzicale în România, încât toate m-au uns cu toate alifiile, ca să mă exprim așa. Dar toate m-au pregătit pentru, nu știu, spectacolele din afara țării și următorul spectacol pe care îl am oriunde ar fi acesta. Eu sunt încăpățânat când ideea mea simt că e mai bună și ajunge mai devreme la public. Eu, tot ceea ce creez alături de echipa mea de la HB Media Entertainment, o fac pentru ca să mă apropii de oameni. Nu-mi place, eu nu sunt un tip avar, nu strâng banii la ciorap sau fac investiții imobiliare. Eu vreau să fac lucruri, investițiile pe care le fac sunt în orchestra mea, în muzică, în studio, în lucruri care până la urmă produc pentru urechea sau pentru ochiul telespectatorilor sau spectatorilor. Pentru că îmi dau seama că dacă aș investi într-un lucru la care nu mă pricep, ar fi imobiliarele, cu siguranță aș pierde banii. Mai bine, tot ce am agonisit în viață, de exemplu, am investit în Academia de Arte Horia Brenciu, care acum, la începutul pandemiei, practic în martie, avea la câteva luni de la înființare, avea 150 de elevi. După ce a început pandemia, lucrurile s-au subțiat formidabil, dar în continuare oamenii au dorit să vină să studieze în continuare. Iar, uite, de exemplu, acum, duminica asta, pe 20 decembrie, este ultima oră de stage coaching. Ăsta este un curs pe care l-am inventat tocmai pentru că oamenilor în România, unui artist în România, îi trebuie foarte multe sfaturi și foarte multe direcții artistice. Le-am explicat copiilor de la bun început, băi, ce vreți să vă faceți peste 5 ani de zile? Vreau să fiu pe scenă, vreau să fiu între oameni care să mă aplaude, să mă aduleze, așa mai departe. E bine, vreau să vă dau o veste proastă. În România, în România de astăzi, în lume în general, ca să supraviețuiești, trebuie să știi să faci și altceva decât să cânți. Le-am spus foarte clar lucrul ăsta. Și uite câte meserii le poți face datorită vocii tale. Poți să dublezi desene animate, poți să fii actor, poți să fii prezentator, poți să fii cântăreț și toate astea te fac o persoană mai complexă și vezi mult mai clar ce se întâmplă cu oamenii care vin la spectacol și, în general, cu artisticăria asta pe care trebuie să o faci pe scenă. Și în momentul de față, spectacolele mele sunt o combinație de umor și muzică.
Știu că am fost la foarte multe concerte și am stat acolo în fața lor, în fața solistului. Solistul zicea, acum următoarea piesă este cu tare și începea să cânte. Se termina piesa și începea din nou. Iar acum vă cânt următoarea piesă. Lumea vine la un spectacol să fie băgată în seamă. Nu să asculte la un tonomat. La tonomat avem acasă. Avem radiouri, avem CD-uri, avem tot felul de... Avem Spotify și așa mai departe. La spectacol te duci ca să te simți mai bine. Ca să te simți băgat în seamă, ca să te invite lumea la cântat, eventual să dansezi, să faci toate nebunile posibile. Pentru că în spectacolul meu, într-adevăr, dacă se întâmplă ceva, niciodată, știu cum începe, dar nu știu niciodată cum se termină. La fel ca și interviul nostru, iată, a fost foarte spontan. I-a fost o plăcere deosebită, nu l-aș numi interviu, mai curând dialog. A fost o plăcere deosebită, chiar... Recunosc că m-am autodepășit, dar nu mă așteptam să reușesc să fac un dialog așa de reușit. Nu e nicio problemă, pentru că oricum ești foarte simpatic atunci când vorbești. Ai tăcut destul până la 4 ani, din câte am înțeles, așa că... Da. Horea, n-aș vrea să încheiem acest dialog, această întâlnire frumoasă, înainte de a-i mulțumi domnului Ungureanu. Domnului Ungureanu, managerul... Da, pe care îl salut, domnul Ungureanu, managerul trupei tale, care... Ungureanu, da, Andrei Ungureanu. Și ca să vedeți, asta vă spun în exclusivitate, să știți că la mine toată lumea din orchestră, dar și din echipă cântă. Dacă i-ați auzit vocea lui Andrei, manager orchestrei mele, cu siguranță o să spuneți că viața este minunată. De ce? Pentru că eu vreau ca toată lumea care stă lângă mine să înțeleagă că suntem aceeași barcă, tragem la aceleași rame și ne îndreptăm către același om care stă în față. Știi, plătești un bilet, ai văzut un afiș, ai plătit un bilet, te duci la spectacol, te așezi pe scaun, îți pui gentuța lângă tine și te uiți. În sufletul tău se dă o neliniște. Oare ce o să se întâmple pe scenă? Și atunci când se dă cortina la o parte, vin eu cu ai mei spaima târgului și cu siguranță nu vreau niciodată să fiu mai jos decât așteptarea acelui om care stă pe scaun. Horea, te-ai gândit vreodată că vei ajunge un superstar? Ai simțit lucrul ăsta? Marius, dragă, în primul rând eu nu sunt un superstar. Sunt așa te văd eu, mă rog. Puțin mai cunoscută. Da. Asta, dacă vrei să pui o burtieră jos acolo pe televizor, mesdames et messieurs, c'est un person plus que connaît. Ceva de genul ăsta. Puțin, un peu, înțelegi, puțin cunoscută. Atâta. De ce? Pentru că, exact așa cum ai zis tu, Adelina, dezinteresată, dar având un flair, mi-a propus să intru pe televizor. Este și motivul pentru care eu acum am deschis Academia de Arte Horia Brânciu, pentru că mi-am dat seama dacă eu am fost propus cineva având, băi, poate băiatul ăsta poate are ceva, poate are un chelcășoz care să facă să merite prezența pe ecran, și eu m-am gândit că poate există mulți tineri care au nevoie de un mic imbold. E bine, imboldul ăsta îl dau eu astăzi. Și ca să revin la întrebarea ta, sunt o persoană foarte pragmatică, în pofida energiei, în pofida zâmbetului pe care îl port la mine mai tot timpul. Sunt o persoană care e foarte autocritică. Spectacolul pe care l-am desfășurat ieri, sau ultimul spectacol de la Sala Palatului din București, nu a fost bun deloc. Următorul poate va fi mai bun. Niciodată nu sunt liniștit vis-a-vis de orice operă, orice compoziție, orice versuri aș scrie, orice fac în viața mea. Și cred eu că eu sunt pe pământ pentru a da zâmbete oamenilor și a mă autoperfecționa pentru a ajunge la inimile lor și a-i face în fiecare an, cu fiecare spectacol, cu fiecare
lucru pe care îl fac eu, că postez ceva pe Facebook, că postez ceva pe Instagram, eu vreau să-i văd zâmbind. Și dacă se întâmplă asta la cel puțin un om, dincolo de ecran, în locurile din fața scenei, eu mi-am făcut misiunea îndeplinită. Artistul este, printre altele, o persoană care creează, nu? Care absolut trebuie să creeze. Absolut. Și care dăruiește în același timp, pentru că dacă dăruiește, da, creezi și ții pentru tine, da, nu există acest transfer de bucurie, de energie de la artist spre public. Nu știu dacă misiunea artistului mai este atât de mare impact. Vreau să te întreb, Horea, ai simțit vreodată că ești în... că muzele nu-ți mai dau târcoale, că ești în criză de inspirație și dacă da, ți-a dat o stare de neliniște? Când muzele dispar, apar copiii, înțelegi? Deci când muzele dispar, nu e o problemă. Bine, ce faci, mamă, cu pisicul ăsta? Deci când muzele dispar, uite, apar copiii. Și te duci la el, îl mângâi, îl pupi, să fii mai cuminte la școală, s-a scus părinții, online de bază, pisica ne zgârie, o să ne distrugă calculatorul și așa mai departe. Deci în clipa de față nu există... te-a zgâriat. Te-am zis că te-a zgâriat. Mina, acum discutăm cu Canada. Știi? Mina a fost un prim an la școala franceză. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Știi, pe bien? Saba, că te-a ajuns. Ça va bien. Deci ideea este că artistul își găsește muză în permanență și e bine să se oprească puțin. E bine să fie obosit. E bine câteodată să fie ca să contrasteze cu perioadele în care este vulcan. Ca să contrasteze cu momentele în care explodează. Astea sunt exact cum binele urmează după rău, așa și explozia urmează după liniște sau furtuna urmează după acalmie. Așa trebuie să fie și un artist și cred că toate perioadele astea în care lipsește muza sunt normale câteodată. Ai avut perioade în care te-ai simțit descumpănit, descurajat, în care simțeai că nu mai merge ceva, că trebuie să schimbi ceva? Doamne! De câte ori. Trebuie să spun că și eu acționez ca un om normal, mai puțin cunoscut decât mine. Adică dacă am o problemă, nu mă gândesc că eu sunt Brânciu și o pot rezolva. Nu. De fiecare dată când am o problemă și vorba aia, în această pandemie, majoritatea populației aflată pe acest pământ a avut probleme. Unii au reușit să treacă peste ele, alții încă negociază cu problema. Eu cred că momentele de restriște și momentele dure din viața noastră ne fac mai înțelepți, ne fac mai cumpătați și ne fac să ne bucurăm mai mult de momentul de după trecerea aceea probleme. Eu sunt un om care chiar și atunci când este cea mai neagră situație din lume, mă gândesc că cumva această situație va trece. Această problemă se va duce în altă parte. Sunt convins de lucrul ăsta. Sunt un tip optimist în viață, dar pesimist cu munca, pragmatic cu munca mea. Am încredere în oameni și le dau toată încrederea lor și dublez această încredere cu dragostea pe care o port. Pentru că până la urmă, Marius, exact cum e la televiziune, există și în toată lumea. Pe mine cel puțin, oamenii m-au ridicat, oamenii pot ușor să mă coboare. Oamenii m-au tras de ureche sau de mânecă atunci când greșeam și tot oamenii m-au felicitat. E adevărat că am un principiu foarte bine împământenit. În momentul în care cineva mă felicită, cum aud felicitarea, o și dau la o parte. Au fost momente în viața mea când am luat toate felicitările ca un drog și atunci nu mi-a fost bine. Ca atare a venit replica în care toate felicitările le fac așa pachet și le pun undeva în spate. Le arunc.
nu-mi trebuie felicitări sau îmi trebuie felicitări. Le pui în cutia cu, da, în cutia cu amintiri, mai bine spus. Exact. Da, sunt... Familia, prietenii, publicul, pentru tine formează un univers în sine, nu? Sigur am că da. Am înțeles că ai patru rând, copii. Da. Și cum, da, sunt, cum reușești da, să mariezi familia cu cariera, cu orele multe de muncă, deplasări, turnaje? E foarte adevărat. Trebuie să găsești un echilibru în toate. De fapt, ăsta este cuvântul de bază pe care trebuie să-l avem, echilibru. Trebuie să îți iubești și familia, dar să ai cele mai frumoase sentimente și pentru a doua ta familie, care este orchestra, o familie muzicală. Practic îți dai seama că vreo 4-5 turnee, de când m-am apucat să cânt, am făcut vreo 4-5 turnee în România, am apucat să cânt alături de orchestra mea în Italia, în Anglia, deocamdată nu în America și deocamdată nu în Canada. În tot acest periplu, și uite, anul viitor împlinim 10 ani de la primul nostru concert la Sala Palatului. În tot acest periplu de concerte, eu practic, prin intermediul acestor concerte, eu am descoperit ce înseamnă România. Am descoperit ce înseamnă români în România. Ăsta a fost un lucru formidabil pentru mine. Pentru că altfel, tu auzi la televizor, tu citești, tu auzi la radio despre români, aflați în diverse colțuri ale țării sau ale lumii, dar nu-i vezi. Ai vedea înseamnă a-i cunoaște sau a începe drumul ăsta al cunoașterii. Și vorbeam despre familie, vorbeam despre orchestră și vorbeam despre fan, despre urmăritor, despre lumea asta care ne urmărește. Peste tot trebuie să ai inimă pentru fiecare, trebuie să ai dragoste pentru fiecare. Trebuie să fii deschis pentru fiecare și sub nicio formă nu trebuie să fii unul în familie, altul în orchestră și altul în fața lumii. Eu sunt același peste tot. Dacă lumea mă vede vreodată trist, este pentru că mă gândesc cum să fac lumea să se bucure. Eu am fost un norocos. Începând cu Adelina, începând cu familia mea de altfel. Familia de-a mea din Brașov, eu m-am născut în Brașov. Și familia mea a fost o întreagă... Sunt multe povești despre familia mea în Brașov. Și am primit o moștenire genetică și am primit o moștenire, o educație care acum mă face să mă bucur de viață dăruind sfaturile, gândurile mele, ideile mele. Nu pentru a mă face pe mine mare profesor, doctor, docent, ci pentru a-i bucura pe alții și ai ajutat să treacă peste un impas. Și în momentul ăsta cred că după toată pandemia asta, eu sper ca noi să ne revenim în modul cel mai frumos. S-ar putea după ce se închide pandemia, după ce ieșim din bârlogul nostru ca niște urși celebri, să avem niște surprize neplăcute. Dar eu cred că această pandemie ne-a învățat să ne respectăm mai mult și să ne bucurăm mai mult de fiecare lucru pe care l-am avut înainte de pandemie. De fiecare dată că a fost o polemică pe internet despre o petiție semnată de artiști care cerea bani de la guvern. Sunt la curent. Da, a făcut multe valuri. Da. M-a amuzat teribil pentru că artiștii respectivi vreau să spună altceva. Pentru că am vorbit cu ei. Când ești un artist, de pe urma unui singur eveniment făcut într-o sală de bal pentru o nuntă sau la Sala Palatului, un concert, după fiecare eveniment de genul ăsta, orice eveniment ai face tu, trăiesc sute și sute, chiar mii de oameni. Gândește-te că de la site-urile de bilete, până la organizatori, până la tehnicieni, oameni, instrumentiști, până la tehnicieni, până la chelneri, până la ospătari, până la șef de sală, până la... Există o mare de industrie, da. 9 luni de zile a șomat și a încercat să supraviețuiască. Și sunt mulți oameni care... Și n-am încheiat aici, lista e foarte lungă. Deci pentru toți oamenii ăștia, cred că perioada asta a fost atât de dură încât cred că i-a schimbat. Și m-ar bucura să-i schimbem bine
Eu sunt omul care se bucura și înainte de fiecare spectacol pe care l-avea. Se bucura de fiecare, de fiecare îmbrățișare pe care o primeam de la oameni. De fiecare dată după spectacol stăteam cu orele la autografe și la poze. De ce? Pentru că lumea vroia, iar eu n-am niciun drept să stric bucuria unui copil, unei mame, unei domnișoare, unei doamne, unui domn, unui oamenilor. N-am niciun drept să stric bucuria oamenilor spunându-i: n-am timp astăzi, am o migrenă îngrozitoare și după spectacolul nostru de 3 ore permiteți-mi să plec la hotel. Și de fiecare dată m-am gândit că oamenilor ăstora le datorăm practic existența noastră pe scenă. Iartă-mă că sunt foarte vehement. Vreau un interviu de sărbători. Dacă vrei, schimbăm, cântăm de sărbători, nu e o problemă. Vom pune în emisiune câteva melodii de lui Horea Brenciu, deci nu e nevoie să cântăm acum. Hai să mai vorbim puțin, profit de această ocazie și de faptul că ești în vervă, da, și ești bine dispus, de fapt asta nu e o excepție, ești mai tot timpul bine dispus. Percepția mea despre... Și doi copii ai mei mici plâng sus, strigând din gând: tati, 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 hai să ne citești povestea! Și am zis: nu, citesc astăzi povestea noastră, se numește Escu TV. Au zis: cine e Escu? Eminescu, frate, de la Eminescu! Apropo, de la Eminescu, da. Decembrie? Am o bănuială, da, am o presupunere. Apropo de acest moment, eram foarte, foarte convins că va ieși ceva care va bucura pe cei care ne urmăresc, pentru că percepția mea față de Horea Brenciu este că Horea este o persoană tonică. De fiecare dată când mă uit pe internet și te văd, mă simt ca și cum aș bea un pahar de ăsta, de orange proaspăt, după Marius, te rog din suflet. Te rog, sunt sărbătorile. Poți să-i spui gin tonic, dragă, poți să spui bere, poți să spui vin, poți să spui țuică, pălincă. Nu te arde nimeni. Nu sunt un cuvinte. Un oraș după o bere în plus de sărbători, asta vreau să spun. Da, nu, trebuie un gin tonic. E important să știi că și aici, apropo de diferențele noastre, de ADN-ul nostru total diferit. Sau faptul că noi suntem diferiți. Sunt unii telespectatori care nu mă suportă. Și acum, probabil, în Canada, sunt unii care nu mă suportă. Sunt și alții care poate mă plac. Și aici lucrurile nu vor fi niciodată 100% adevărate. Niciodată 100% dintre telespectatori: domne, suntem îndrăgostiți de Brenciu, suntem îndrăgostiți de Marius Bălan, îl iubim la nebunie. Unii te suportă, te doboară și așa mai departe. Dar tocmai antagonia asta, lupta asta face ca pământul să se învârte, știi? Minusul cu plusul, recele cu fierbintele, Yin și Yang, apus și Steaua răsărit. Steaua și Dinamo. Da. Te rog frumos, nu te lega de lucruri care au fost sfinte. Da. De multe ori m-au întrebat: băi, da, de ce așa energie? Și eu spuneam cu o undă foarte clară de adevăr: domne, până la 4 ani n-am vorbit. Și țin minte, și mătușa mea spune în permanență, mătușa mea este singura care este a venit nevastă mea acasă. Nu, eu aș vrea să vă spun mai multe despre familia mea decât despre mine. Nevastă mea a venit, știți de unde a venit nevastă? Acum e prea târziu. A venit de la yoga. Da, dacă a venit doamna, este prea târziu să mai faci mărturisire, așa că trebuie să fii politically correct. Să știi că aveam probleme cu soția mea după ce luam, după ce făceam dedicații prin sală oamenilor. A, domnișoara cu părul brunet, vreau să fac o dedicație. Și între timp soția mea a zis: ok, bine, asta e meseria unui artist, dorească, lasă-l să dorească, dar numai pe scenă. Stai că ziceam ceva înainte. Ziceam ceva important, Marius. Despre faptul că te-ai abținut până la 4 ani, n-ai scos o vorbă după care... Asta s-a întâmplat. Toți m-au trimis la doctor, dacă vă vine să credeți. Mamă, era nebunită. Tata, ce are copilul nostru? Primul nostru copil. Frumusețea de Horea. Mai ales că mă cheamă și Augustus. Apropo, mă cheamă Horea, nu Horea. Horea Augustus Brenciu, ăsta e numele meu. Și îmi zic: ce are băiatul? Du-l la doctor.
Și până la 4 ani, la 4 ani și ceva, am început să vorbesc, dacă vă vine să credeți. Și probabil că încerc să compensez oarecum. Și lucrul ăsta se vede în fiecare zi. În fiecare zi, cred că am 5 ani de zile. Adică după 4, de liniște urmează primul an de culgută, de vorbire năprasnică. Dorința mea este să fiu mereu peste așteptări și dorința mea este ca atunci când omul este la spectacol să zică, băi, n-a fost rău Brânciul ăsta. Și dacă zice chestia asta, eu sunt satisfăcut alături de orchestra mea în frunte cu domnul manager Andrei Ungureanu. Iar dacă telespectatorii care ne urmăresc acum vor să zâmbească din când în când, să intre pe paginile mele de internet și cu siguranță vor găsi și mâine dimineață, și mâine seară niște gânduri, niște nebunii, tot făcute special ca să zâmbească. Nu ca să-mi văd eu fața mea de om, de tată, de 4 fete și 7 pisici. Nu vă interesează asta. Pe voi vă interesează ca prin intermediul anumitor idei, așa cum un artist se respectă, este să bucure oamenii fără să se pună pe el pe primul loc. Da, așa cum spuneam, te invit să le mulțumim împreună tuturor celor care sunt în spatele scenei, în spatele vedetei care susține concertul, să le mulțumesc și eu celor de aici, în calitate de promotor, știu ce înseamnă un turneu, tuturor celor care ne ajută cu transportul, cu montatul sculelor, cu căratul sculelor. Așa, cu... pe lista de care vorbeam pune și șoferi, corect. Da, deci, primirea invitațiilor, protocoalele pentru artiști, că trebuie să-i tratăm așa cum se cuvine. Și, apă în primul și apă rând, minerală, nu țuică sau pălincă, sub niciun vorb. Numai apă minerală întotdeauna. Și pot să dau și eu din sprințeană. Și nu în ultimul rând, Măriei sale, publicul, pentru care noi împreună și artiști și promotori existăm. Îți mulțumesc, Horea. Eu îți mulțumesc foarte mult, Marius. Mulțumesc tuturor care ne-au urmărit până la ora asta. Interviul a durat 20 de ore, dar Marius a tăiat doar 2 minute. Atât am mai rămas din interviul nostru. Sper ca mai devreme sau mai târziu să ne întâlnim. Nu vreau să grăbesc nimic, vreau ca destinul să-și facă treaba, să spun așa. Și dacă vrea mărul Dumnezeu, ne vedem cât de curând. Sper ca pandemia să treacă, sper să ieșim sănătoși și cu multă încredere din această pandemie. Indiferent unde suntem pe lumea asta, suntem cu toții români. Singurul lucru pe care nu-l alegi când te naști este țara. Asta este țara care ne-a dat-o Dumnezeu. Că am plecat în diverse locuri, tot limba românească ne vine prima pe limbă. Asta e viața. Și dorința mea cea mare este să avem dragoste, că e la lângă tine ungur, neamț, român, american, evreu sau mai știu eu ce, trebuie să ai iubire față de toți cei care sunt în fața ta. Trebuie să înțelegi că atunci când cineva te gândește rău, trebuie să ai răbdare să-l aștepți să se îndrepte sau, dacă nu, efectiv, să îl ajuți tu să te îndrepte. Am învățat asta pe propria mea piele, că trebuie să fii generos cu alții. Nu trebuie să te arunci și să creezi scandal la prima înjurătură, pentru că e o cea mai mare greșeală. Și, în general, de sărbători, în special acum, să ne gândim cum să facem o surpriză celor care nu se așteaptă. Și dacă ați urmărit acest interviu, încercați acum să luați telefonul în mână, să vă gândiți la un om pe care nu l-ați sunat de foarte mult timp, să-l sunați și o să vedeți că bucuria lui o să vă aducă și vouă fericire de sărbători. Horea, sper să mai avem ocazia să stăm la o șuietă. Nu-i mai spun nici interviu, nici dialog, dar a fost ca o întâlnire între prieteni, așa m-am simțit eu. Este pentru prima oară când stăm de vorbă. A fost o plăcere extraordinară. Și e pentru primul când mă simt prieten cu cineva dialogând, cu Ștefan Bănică nu m-am simțit așa prieten, dar asta e viața, nu e o problemă. Nici cu Tudor Chirilă nu m-am simțit așa prieten, dar cu tine m-am simțit prieten, nicio problemă. Cel puțin până se termină interviul, pentru că dacă nu aș fi scos o listă de întrebări incomode și nu știu dacă ai fi vrut. La revedere, mulțumesc tare mult. Hai să le lăsăm pentru data viitoare. Mulțumesc tare mult, toate cele bune. Cu drag, la revedere, sărbători fericite și abia aștept să ne vedem din nou
în orice mediu, real sau internautic. Sărbători fericite! Yeah.